în pofida dificultăților financiare reale care ne macină puterea de cumpărare și ne determină să ne plângem constant de neajunsuri, mulți dintre noi încă mai găsesc resursele financiare pentru a face achiziții mari, cum ar fi o mașină. Conform Playtech.ro, interesant este că românilor nu prea le mai plac mașinile cu motoare tradiționale pe benzină și motorină, ci se orientează mai nou către vârful de tehnologie, mașini electrice, plug-in hibrid sau full hibrid. Cele mai recente rapoarte de pe piața auto din țara noastră indică faptul că românii au prins gustul mașinilor electrice. Vânzările acestor tipuri de vehicule înregistrează evoluții notabile în România. Ca referință, cota de piață a mașinilor electrificate a ajuns la 20,7% din totalul pieței auto după primele 7 luni din 2022. Practic, în perioada de referință, au fost înmatriculate în România 14.485 de mașini electrice și hibride, ne arată datele Asociației Producătorilor și importatorilor de automobile din România. Statistic vorbind, piața mașinilor electrice a evoluat atât de bine anul acesta, încât una din 5 mașini noi înmatriculate în România a fost electrificată. Dacia Spring, prima mașină românească 100% electrică, se află în topul preferințelor cumpărătorilor. Practic, Dacia Spring se poate mândri cu 2.982 de unități înmatriculate în perioada de referință, respectiv primele 7 luni ale anului curent. Problema românilor care achiziționează această mașină este legată totuși de preț. Dacia Spring a suferit mai multe scumpiri în ultima perioadă. De exemplu, săptămâna trecută, prețul a mai fost majorat cu 400 de euro până la valoarea de 21.800 de euro. De vină pentru scumpiri ar fi, de o parte, criza de semiconductori, care pune probleme întregii industrii auto globale, iar pe de altă parte, cererea mare din partea clienților, relatează Playtech.ro.